Astea sunt căpruțele tale. Da, am și capriș, da. De ce le-ai legat pe alea, da? Păi, sunt legate, sunt legate. Sunt legate la ele, că să bat și apoi de-aia să le leg. Ia, de asta m-am chestionat-o acum. Că mi-a plăcut culoare. Și asta. Noi este cam tete un soi de capri, în afară de ce albă de acolo. Cam tete sunt același soi de capri. Deci, asta e mamă la ce și neam cu cele. Deci neamul tete capri. Aia este patru. Aceea e mamă cu fică, mamă cu fică. Acela are mamă și fică. Sapa e la ele? Nu, sapa le-am dus la un prieten. Deci, am plutit după el. Am zis că ne ține un țăpic. De aici mai am un capraș și frumos pe asta intre și putea. Îți de gri, albastru, cum se ziceam. Da, albastru. Da. Și cum îți de lapte? Răs bune. La primăvară, și am, nu știu dacă le, cred că și am mai multe dacă nu le-am lăsat. Dacă nu mă înșel. Dar la primăvară te chem sau când vrei tu să vii să le mulci, că e special, mai ales asta e specială de lapte. Toată lumea vorbește de lapte mult, dar asta dă mult lapte cap. Și am pe iarnă le ține închisă aici, așa-i? Le ține închisă. Da, da. Ia, astea sunt metici de carpatină, astea tete de aici. Da. Alba e originală carpatină, e doar că nu știu dacă e original, nu pot să zic. Dar alba e carpatină originală. Și astea sunt metici de carpatină, că mama lor a făcut carpatină. Deci la noi la măsuriș, străbunica lor, da, bunica, adică nu străbunica, bunica lor, sau străbunica, nu mai știu exact să spui, că nu mai știu exact că din care capre-i scos, că o fă două la asta și acea. O dat, cum să ce la noi aici, 7 pare o dat la măsuriș. Și un pahar cât are? 3 dez are. Da, 3 litri jumate ocupă la noi. 3 litri jumate ocupă de lapte. Și eu, fără 3 pare nu o dat ocupă. Că a fost o grindină, noapte ce și apoi cum a fost afară, o dată și a scăzut laptele. Și asta. Altul de la două capre nu a fost atâta. Hai, asta e ciuca. Ce faină și ieduța asta. Asta e de... Am luat-o, hai. Nu, ieduțele astea, ieduța asta de aici, legată. Ziceam. Care asta? Asta e cea din dreapta. Aceea e faină? Mhm, cu cornița. Dar am zis că e o ite cornă, eu știu. Pune inel de cauciuc. I-am cauciuc. Pus inel certificat unul, dar o chinesc cu inelul. Da? Masă chinește. Nu. Zici tu că se chinește cu inelul? Aceea e mama de acolo, e masa. La, iadă. Și asta nică. O știi, mari e doile astea. Le trimiți la stână sau? Nu le aduc. Nu le mai duc peste capre nicării. Beau bătrânii lapte? Da. Și nu, fac eu cu oile, îmi fac brânză pentru mine. Am făcut și anul trecut, brânză pentru mine, cât de mult. Și asta. Și vinde lapte, are clienți la lapte. Ce români lapte. Și asta. Asta e bine, dacă e lapte. Da. Asta dă mult lapte, că poate să mamă, că lapte te spari de... Și nu le vinzi? Nu. Nu vând. Ies din ele vând, am o piele, nu le vând. Nu mai lești ce-i frumos, așa-i? Da. Nu le dau, doamne firme, că am avut o grămadă de clienți la cap. Și asta. Și cât e litru de lapte? Cu cât 5 lei aici. 5 lei e litru de lapte. Și unele le se pască, le așa aici în liber. Coile. Unde mărg coile, le duc și pe ele. Bine. Și asta mică. Iegele s-a fătat? Aceea e, da. Și asta cred că așa o că s-a montat. Nu mai știu cum am ducat prima. Îți greu de întreținut. Tratamentele faci la ele ca la oi? Da. Ce fac la oi, fac și la ele. Deci, tratamentele le fac. Am făcut un pic de cacofonie, da. Așa.
de, de tratament, ele le fac la zi, ele spoile la zi, tot. Ce le dau lor, le dau și lor. Deci nu fac diferență între ele. Dacă vrei să ai marfă, trebuie să le grijești. Cum am mai zis, contează rasa în principal, al doilea casa și masa. Păi doar primăvară le fac de parazitare internă, vară le mai fac o de parazitare internă, toamna le fac, încep așa, prima dată de parazitare internă externă, după aia le fac Coglavax, după aia le fac Agavac. Și apoi iar primăvară le fac Agavac, tot din 6 șanse luni le fac Agavacul. Și plus că le fac, de două ori pe an le fac îmbăiere la ui. Le îmbăiesc. Și pe ele tot așa le fac și lor ca la ui. Și asta. Am păcat că nu le-am dat drum afară ca să ăsta nică, că aș